Mulțumim Domnului și pentru seara aceasta. Am vrea să deschidem la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. Am găsit și un verset de aur, versetul 56. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, care poate să fie și titlul acestui capitol. Are 60 de versete și am să dau citire la cuvântul Domnului. Marele preot a zis, așa stau lucrurile? Ștefan a răspuns, fraților și părinților, ascultați, Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru, Avraam, când era în Mesopotamia înainte ca să se așeze în Haran. Și a zis, ești din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta, în care locuiți voi acum. Din țara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminției lui, după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul cărei vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi a dat legământul tăierii împrejur și astfel Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua 8-a. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov, Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, pe care l-a pus peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri întâi aș dat acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi, Faraon afla din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui, 75 de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut și s-a mulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepede pruncii ca să nu trăiască. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiul lui Israel. A văzut pe unul dintre ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asupit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător pe noi, peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La uzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului, unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, care a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, a îndrăznit să uite. Domnul a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-i izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt.
Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine, stăpânitor și judecător, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului, care îi se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie, 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții voștri a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Și au zis lui Aaron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel și au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lui. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și a dat să închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite, junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel? Ați purtat cortul lui Moloch și chipul steului zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua. Când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu l-a izgonit dinaintea părinților voștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat trecere, căpăta milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacob. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur, cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci noi au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât, voi care ați primit legea dată prin înger și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. A văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răgânească și au stupat urechile, s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Marturii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta! După aceste vorbe, a adormit. Vedem că relația dintre istorie și caracterul revelației de sine a lui Dumnezeu, descris în textul acesta, așa cum a fost dată, este dată de această autoritate a Vechiului Testament. Vechiul Testament se relevă și Dumnezeu și relevă pe Dumnezeu și această revelație a lui Dumnezeu făcută lui Israel, vedem că nu a fost făcută toată dintr-o dată, ci a fost dată în diferite rânduri prin diferiți oameni ai lui Dumnezeu. Vedem că Dumnezeu nu se relevează dintr-o dată, nu e o relevație statică, ci progresivă. Și este dată prin diversi oameni al lui Dumnezeu în momente diferite, dar Dumnezeu se revela pe sine și sigur că era aceeași. Ia această revelație, vedem cum a prezentat-o Ștefan, ea era progresivă. În Evrei 1:1 spune cuvântul lui Dumnezeu,
După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Vedem că fiecare etapă ce marca o epocă în revelația slavei lui Dumnezeu în fața poporului său a inițiat o mișcare nouă, o experiență nouă și din ce în ce mai cuprinzătoare, așa cum a relevat-o Ștefan prin Duhul Sfânt. Și vedem aici, avem revelația făcută lui Avram în Haran, apoi revelația făcută lui Avram mai târziu în Canaan, revelația făcută lui Iosif, revelația făcută lui Moise, prima dată am văzut că a fost în Egipt, apoi revelația în țara lui Madian, apoi din nou revelația lui Dumnezeu făcută prin Moise în Egipt, apoi în deșert și în mod special în peninsula Sinai. Avem revelația făcută prin Iosua, prin David, prin Solomon, prin Amos, prin Isaia și toți ceilalți profeți și sigur că la sfârșit revelația făcută de către Dumnezeu însuși prin Mesia. În versetul 7 cu 47 spune cuvântul lui Dumnezeu și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi vei zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? Versetul 50, n-a făcut mâna mea toate aceste lucruri. Avem o concepție avansată despre viitor, pentru că iudaismul a fost fidel Vechiului Testament și a înțeles întotdeauna că revelația de sine a lui Dumnezeu este progresivă. Totdeauna Dumnezeu a mai descoperit câte ceva, atât cât au putut ei ca să poarte. Și sigur că revelația finală a fost făcută prin Domnul nostru Hristos. Și Dumnezeu nu putea îngădui ca poporul său să se obișnuiască, să se mulțumească cu ceva mai prejos, ci totdeauna voia ca Dumnezeu să descopere tot planul său. Și apoi revelația lui Dumnezeu, deși progresivă, nu era arbitrară, pentru că Dumnezeu este același, Dumnezeu este consecvent cu sine însuși, Dumnezeu rămâne consecvent scopului său inițial, acela ca oamenii să asculte și să se închine lui Dumnezeu. Aceasta a fost scopul revelației. A fost acela de ascultare și de a aduce, a te închina lui Dumnezeu. În 7:56, Duhul Sfânt vestește că Domnul Hristos a făcut ca templul să devină depășit. Și el exclamă, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. A nu vedea revelația lui Dumnezeu și a rămâne consecvent trecutului nu înseamnă loialitate față de Dumnezeu, ci împotrivire față de principiul revelației progresive a lui Dumnezeu. Totdeauna așa este, firea noastră rămâne ancorată în trecut pe baza experiențelor. Dar Dumnezeu ne provoacă mereu și ne face descoperiri din ce în ce mai frumoase, din ce în ce mai interesante, din ce în ce mai expresive cu privire la viața noastră. Și atunci când rămâi ancorat în trecut, cum au rămas și ei, au rămas ancorați în trecut, ei nu au văzut că Dumnezeu, revelația progresivă a lui Dumnezeu. Sigur că această noțiune a doctrinei, progresului, revelației lui Dumnezeu poate
să fie și periculoasă. Și este periculoasă în sensul că prorocii falși și mincinoși, ei care se proclamă autoștiutori, pot deschide practici nebiblice în conflict cu Biblia, pe care apoi o dă la o parte. Și noi am văzut că totdeauna, și sigur, de multe ori creștinismul a evoluat într-un mod, am putea spune, negativ, și ei au spus, da, Dumnezeu ne revelează, deși nu mai era absolut nimic de revelat, pentru că revelația finală a fost în Domnul Hristos. Dar unii spun, da, mai sunt multe lucruri pe care Domnul Hristos le-a spus, care nu sunt scrise în Biblie. Și aceasta deschide o portiță către practici total nebiblice. Revenind la templul de la Ierusalim, ideea că templul pământesc de la Ierusalim nu se va dovedi idealul suprem și permanent al lui Dumnezeu, anunțată de către Isaia, îi spuneau că templul de la Ierusalim este idealul suprem și permanent. Și acolo va locui Dumnezeu și trebuie să îl cauți acolo. Și sigur că a fost o etapă în revelația progresivă a lui Dumnezeu. Dar vedem că revelația lui Dumnezeu nu s-a oprit la templu, la lege, ci Dumnezeu s-a descoperit, a venit pe pământ, a luat chip de om, dar fără de păcat, și s-a descoperit prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este, am putea spune, revelația finală. Și sigur că este o comoară de înțelepciune, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și înțelegerea noastră cu privire la descoperirea lui Dumnezeu, dacă stai să descoperi toate aceste comori care sunt ascunse în Domnul nostru Iisus Hristos, ea nu se oprește la un moment, da, niciodată nu vom putea spune, da, eu cunosc totul despre Domnul nostru Iisus Hristos. În Efeseni 4,13 spune, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Versetul 14 din Efeseni 4, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși și adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Vedeți, Domnul Hristos ne îndeamnă totdeauna ca să ne apropiem tot mai mult de El, să Îl cunoaștem tot mai mult. Este o imensitate această cunoaștere a Domnului nostru Iisus Hristos și Apostolul Pavel spune de multe ori vorbesc omenește din pricina neputinței firii noastre pământești ca să descriu toate comorile și bogățiile plinătății în Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți, Sanhedriul era pe punctul de a condamna pentru blasfemie și ei pozau un apărător și păzitor ai credinței adevărate. Respingerea Domnului Hristos reprezenta îndârjirea față de Duhul Sfânt a unor oameni născuți din nou, orb și surzi la Evanghelie, așa cum fuseseră și părinților față de lege și profeți. Sigur că câțiva ani mai târziu, în anul 79, templul nu mai exista, iar familia Saducheia marilor preoți și întregul ordin preoțesc la fel a fost dat la o parte, pentru că ei și-au ratat misiunea și ținta și însărcinarea cu care fuseseră trimiși de Dumnezeu, acela de a-L proclama pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ștefan a strigat în versetul 7, capitolul 7, versetul 60, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Dacă a urmat tiparul respingerii inițiale, putem fi siguri că într-o zi națiunea lui Israel va repeta tiparul recunoașterii ulterioare. Ceea ce este interesant de văzut, cum au reacționat iudaismul și creștinismul la dărâmarea templului. În Luca 19,41, Domnul Hristos s-a apropiat de cetate și spune, când s-a apropiat de cetate și a văzut, Iisus a plâns pentru ea și a zis,
dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Și așa este, a venit Vespaian și apoi Titus, practic au ras cetatea de pe fața pământului, n-a mai rămas piatră pe piatră și templul care era centrul adorației lor, fiind împodobit, poleit cu aur, romanii l-au dat foc și apoi au luat fiecare piatră ca să culeagă aurul de acolo. Deci au fost interesați. Deci n-a mai rămas un morman de murdărit, cum spunea prorocul. Dar Israel a supraviețuit distrugerii cetății și templului și numai ca popor, dar credința în Dumnezeu nu a fost nimicită de această catastrofă. Și vedem cum îi vedea mai târziu apostolul Pavel în Roman 11:28, spune: în ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași aceasta spre binele vostru. Dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Roman 11:11. Întreb dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Și prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Un secret al supraviețirii lui Israel după distrugerea templului a fost această instituție a sinagogii. Creștinii, sigur că au preluat această instituție a sinagogii, dar și forma de conducere. Iudeii au înlocuit jertfele de animale, spuneau ei, cu rugăciuni, ceea ce indica o diferență ireconciliantă între creștinism și iudaism, pentru că ei au renunțat la jertfe. Numai că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, spunem că Domnul Hristos s-a adus ca jertfă pentru păcatele noastre, a murit moartea noastră, a murit în locul nostru. În Levitic 17:10 spune cuvântul lui Dumnezeu: dacă un om din casa lui Israel sau din străinii care înlocuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, îmi voi întoarce fața împotriva celui ce mănâncă sângele și îl voi nimici din mijlocul poporului. Căci viața trupului este în sânge. Vi-l am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre. Căci prin viața din el făcea sângele ispășire. Vedeți, ei au înlocuit jertfele, au spus, în loc de jertfe facem rugăciuni. Dar rugăciunea nu este un substitut egal și adecvat al vărsării de sânge și al jertfirii unei vieți nevinovate în locul celei vinovate. Ei spuneau, ei un animal de parte bărbătească, întâi născut fără vină. Îți spuneai mâinile peste el, simboliza că tu, ca păcătos, păcatele trec asupra animalului și apoi preotul lua un cuțit, junghea animalul și simboliza că animalul a murit în locul tău. Și prin asta era o simbolistică a faptului că aveai de consecința și gravitatea păcatului. Păcatul era grav și cel păcătos trebuia să moară. În locul tău murea un animal. Dar încetarea sacrificiului animale a fost impusă de distrugerea templului. Sinagoga s-a rugat și se roagă pentru restaurarea templului. Ei se roagă ca să aducă din nou jertfele de animale. Vedeți cât de anacronici sunt și cât de depășiți sunt. Numai că Dumnezeu a lucrat în fel încât pe locul templului a zidit o moschee. Și nu pot să dărâme așa, ei nu pot să construiască templul din nou. Deci sunt total depășiți. Au rămas ancorați în trecut și Ștefan le-a spus: voi sunteți anacronici, nu trebuie să v-ați împotrivit, nu trebuie să rămâneți la trecut. Trebuie să vedeți că Dumnezeu, și arată la început, a făcut această revelație progresivă și cunoașterea supremă. Este în Domnul Hristos, El este jertfa supremă.
El a înlocuit în Evrei 10 cu 4, spune că ce este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Jertfele animale erau un fel de obligații de plată. Ele recunoșteau datoria de păcat, promiteau plata, ilustrau forma în care trebuia făcută plata finală, dar ele însele nu plăteau nimic. Pentru că nu plăteai nimic, tu ca păcătos nu suferai nicio consecință a păcatului. Dar vedem că jertfele nu trebuiau nici abandonate și nici uitate. Domnul Hristos a onorat obligațiile de plată, a plătit în întregime datoria acumulată pentru păcat. A murit moartea noastră, a murit în locul meu, în locul fiecăruia dintre noi. Pentru ca prin credință în jertfa Lui să primi iertare de păcate și în viața veșnică. Și noi ne aducem în fiecare duminică aminte de acest sacrificiu, suferim de faptul că Domnul Hristos a murit moartea noastră, a murit pentru păcatele noastre, de faptul că păcatul este ceva grav și noi nu putem fi iertați decât prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Este o mare diferență între a abandona datoria de plată, nu? Cum au abandonat ei și se roagă ca să restaureze așa, și faptul că Domnul Hristos a plătit pentru păcate. Iudaismul a renunțat la jertfa de sânge, Domnul Hristos a plătit jertfa de sânge, a murit în locul nostru. Este o diferență extraordinară. Primii creștini au văzut sfârșitul templului, dar nu au plâns după el. Nimeni nu jertfește nimic pentru a dobândi deja ceea ce are. Încetarea jertfelor pentru animale nu a însemnat niciun dezastru. Sigur, au apărut erezii la care până și iudaismul renunțase, cum este la noi, nu se poate să ai doi preoți, unul pe pământ și unul în cer. Noi știm că Domnul nostru Hristos este marele preot, iar noi suntem preoți ai lui Dumnezeu. Nu poți să fii și preot și la aici pe pământ. În Apocalipsa 1:6, și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin, spune cuvântul Dumnezeu. Apocalipsa 5:10, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Și ei vor împărăți pe pământ. 1 Petru 2:9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întâlnării la lumina sa minunată. Sigur, evoluția ulterioară a creștinismului a preluat și a dezvoltat după modelul iudaismului anomalii, să ai două preoți, cum spuneam înainte, unul în cer și unul pe pământ. Ce ar fi spus Ștefan despre evoluția ulterioară a creștinismului? Cu siguranță ar fi fost ars pe rug. Oamenii trebuie să se bucure de pe deplin amăreață mântuire oferită de creștinism, de această măreție oferită de Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți, apostolul Ștefan, în primul rând le-a spus revelația lui Dumnezeu în Isaia. În primul rând, el se încheie. Solomon a zidit o casă, dar spune, cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Cum zicea prorocul Isaia, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri și apoi li se adresează oameni tari la cerbice. Ne tăiați împrejur cu inima și cu... Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Avem revelația finală. Vedeți că Dumnezeu a avut o revelație progresivă și la sfârșitul a vorbit El însuși, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi arată pe care nu i-a omorât din părinții noștri și ei cinsteau. Omorât pe toți și pe aia care vesteau că va veni Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, când a venit cel neprihănit, când l-ați vândut și l-ați omorât, și la sfârșit, este extraordinară această cuvântare, spune, voi care ați primit legea dată prin și n-ați păzit-o, și spune că îi scrâșnea
din dinți. Deja turbaseră, atunci el vede revelația finală, îl vede pe Domnul Hristos, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Sigur, consecința a fost moartea, n-a mai așteptat nicio sentință. Au pus picioarele la hainele unui tânăr numit Saul, moartea cu pietre era groaznică, era teribilă, așa, și nu mureai dintr-o dată, sigur că îți veneau pietrele, și l-a văzut pe Domnul Hristos și însăși Dumnezeu Mântuitorul nostru s-a ridicat în picioare ca să dea cinste celui pentru care el își dădea viața. Spune că l-a văzut pe Domnul Hristos, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. S-a ridicat ca să-i dea cinste și el spune, Doamne Iisuse, primește Duhul meu și la sfârșit, o putere extraordinară și asta numai și numai prin Duhul Sfânt, spune, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit, spune cuvântul, spune, nu a murit. Adormirea este specifică pentru cei care copiii lui Dumnezeu. Vedeți, fraternitatea oamenilor, copiii lui Dumnezeu, ca și consecințele morale ce descurg din aceasta sunt deduse atunci când noi ascultăm cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Nu vedem raționamente desfășurate până la extrem, ci doar sfaturi practice și nu studii savante, ci maxime, proverbe. Vedeți, Domnul Hristos ne îndeamnă către perfecțiune. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Dacă vedem lucrarea lui, așa, toate virtuțile de umilință, de iertare, de caritate, de abnegație, de asprime față de sine însuși, numite virtuți creștine, le găsim în viața și vorbirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu. Privim la justiția. Justiția. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Dar cu această înțelepciune veche, care era destul de egoistă, Domnul Hristos merge mai departe, spune. Dar eu vă spun, vedeți, ne îndeamnă la perfecțiune. Domnul merge mai departe și ne întinde răbdarea la extrem, prin maxime, cu palma și obrazul. Lasă scămașa, ochiul care judecă rău. Morala evanghelică rămâne cel mai frumos cod al vieții perfecte, cea mai de seamă creație care a existat vreodată în acest domeniu. Totdeauna Domnul Hristos spune că trebuie să ridici tacheta. Motivația era mereu clară. Pentru că sunteți fii ai Tatălui vostru din ceruri. Consecința acestor principii este un cult pur, bazat pe sentimentele inimii, călăuzite de Duhul Sfânt și pe imitarea lui Dumnezeu. Pe raportul nemediat dintre conștiință și Tatăl din ceruri. Femeia samariteancă avea așa, Doamne, unde să ne închinăm? Voi spuneți aici, la Ierusalim, ăștia noștri spun pe muntele acesta, la Gerizim, acolo, așa. Și spune, Domnul Hristos pronunță cuvintele vieții veșnice, crede-mă, femeie, că vine ceasul și atunci venise. Când oamenii nu se vor mai închina nici aici, la Ierusalim, ci se vor închina în dur și adevăr, astfel de închinători dorește Tatăl. Cuvintele Domnului Hristos se trimis spre o noțiune înaltă a raportului omului cu Dumnezeu. Nu este suficient să concepi binele, trebuie să-l faci să învingă printre oameni. În morală, ca și în artă, să spui nimic, să faci, este totul. Ștefan, vedeți, a proclamat și la sfârșit a suferit moartea și s-a rugat pentru cei care dădeau așa și inclusiv pentru tânărul acela, Saul, un prigonitor și un bajocoritor, cum se denumea mai târziu apostolul Pavel. Victoria este aceluia care e puternic și în cuvinte și în fapte. Principiul forței cuvântului, o înaltă noțiune a divinității Domnului nostru Iisus Hristos, care este creația Duhului Sfânt. Dumnezeu este Tatăl nostru, iată toată teologia Domnului nostru Iisus Hristos. Iar El este Domnul și Mântuitorul nostru. Consolarea supremă este recursul la Tatăl, adevărata împărăția lui Dumnezeu,
pe care fiecare o purtăm în inima noastră. Morala admirabilă pe care Domnul Hristos o deduce din noțiunea de Dumnezeu Tatăl nu este a entuziaștilor care văd catastrofe viitoare, ci a unei lumi care a trăit și trăiește și va trăi veșnic, pentru că noi vom trăi veșnic cu El. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, se supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. De aceea se și spune despre Ștefan care a adormit. Aceste principii simple care au dăinuit de la Domnul Hristos a fermecat lumea și au adus nemurirea. Vedeți, Domnul Hristos este idealul suprem, revelația supremă a lui Dumnezeu. Și aceasta este și titlul mesajului pe care Dumnezeu ni l-a pus prin această cuvântare extraordinară a lui Ștefan. Plecând de la origini, el ajunge la revelația supremă descoperită în Domnul nostru Iisus Hristos și el îl revelează și spune: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Restul nu mai contează. Când îl vezi pe Domnul Hristos, când îl slujești pe El, când își dedici viața cu El, pentru El. Ștefan a spus din dragoste pentru Domnul Hristos. Și Domnul Hristos a spus din dragoste pentru mine. El a murit. Noi trebuie să trăim pentru Dumnezeu, spre slava și spre gloria numelui Său. Amin.